Discutăm, domnule Manole, pe final, că nu mai avem foarte mult timp, din păcate, și despre majorarea tarifelor la STB și metro, o măsură care a fost anunțată chiar ieri. Am văzut că ați scris pe Facebook faptul că este o măsură proastă. De ce este o măsură proastă, majorarea tarifelor? Sunt mai multe motive pentru care eu consider că este o măsură proastă. În primul rând, vreau să spun că vorbesc în calitate de om care nu are nici permis de conducere, nici Deci folosiți mașină. eu mijlocul de Deci transport în eu chiar comun. folosesc, da. Spre deosebire de unii bucureșteni care, ca să-l parafrazăm pe Klaus Iohannis, sunt mai ghinioniști, eu stau aproape de metrou și merg cu metrou. STB-ul este un dezastru, mai ales în perioada asta în care e foarte cald. Deci, din calitate de utilizator de transport public în București, dar și de social-democrat, eu văd următoarele probleme. 1. Transportul public este cel mai nepoluant mod de a te deplasa într-un oraș. Nu doar în România, pretutindeni în Uniunea Europeană și în lume. Și atunci, în condițiile în care avem Green Deal, în condițiile în care există o componentă verde și în PNRR, adică toată Europa merge spre mai puține emisii de carbon, cred că încurajarea transportului public este o măsură de manual. Sigur că încurajarea transportului public nu înseamnă doar că el să fie accesibil în sensul prețului. El trebuie să aibă și o calitate crescută. Dar deocamdată văd că Nicușor Dan atacă doar tema prețului. Vrea să crească prețul. Deci eu nu cred că trebuie crescut prețul. Până la urmă, oamenii care merg cu metrou, dincolo de mine, care fac asta ca o opțiune, sunt și oameni care nu-și permit o mașină sau care nu-și permit să plătească prețul pentru carburant, care e și el, în paranteză fiind spus, e în creștere, și care nu-și permit să petreacă, nu știu, ore în trafic. Vor să meargă mai repede cu. Da? Și atunci, dacă e nevoie de încurajarea transportului public, nu trebuie să crească prețul. Pe de altă parte, am pus în postarea mea, în paralel, și subvențiile pentru mașinile electrice. Nu sunt împotriva subvenționării mașinilor electrice, dar cine își permite mașină electrică în România zilelor noastre? Oamenii care au deja niște bani. Foarte bine că au, foarte bine că vor să-și iau o mașină electrică, foarte bine că au o subvenție, dar nu trebuie să avem o subvenție de 10.000 de euro la mașini electrice și o creștere de prețuri pentru noi ăștia care nu avem și nu vrem sau nu putem să ne luăm mașini electrice. Da? Sunt sute de mii de oameni în București care merg cu transportul în comun. Ei sunt oameni care merg de cele mai multe ori la muncă. Lasă-i să meargă la muncă, fă-le facilități eventual, fă un transport public mai funcțional, nu un transport public mai scump. Ce înseamnă un transport public mai funcțional? De Să exemplu, investească în ce anume? ar trebui fluidizat traficul pentru autobuze. Da? Avem nevoie de autobuze electrice, de autobuze hibrid. Au fost luate în administrația trecută unele, să se ia mai multe, dacă se poate, în administrația asta, pentru mai puțină poluare. Autobuzele ar trebui să aibă și tramvaiele, apropo, că și tramvaiele sunt o temă extrem de importantă. Nicușor Dan, știu că blocase o licitație la un moment dat, trebuie reluată cât mai repede și deblocată și situația aia. Tramvaiele nu trebuie să mai fie astea din 1940 sau de când vor fi ele. Trebuie să avem tramvaie care să aibă și aer condiționat, să poată merge foarte bine. Deci calitatea transportului public este una, fluența sa în sensul de a avea benzi unice eventual și de a reduce transportul rutier. Eu cred că sunt mulți bucureșteni care dacă am avea un transport public de calitate, ar renunța la mașina personală pentru confort.